Slăvi să fie Domnul! Am înțeles dintotdeauna că Domnul trebuie să fie slăvit, însă cu studiul în această seară vom vedea cu atât mai mult că slava este a Lui și haideți să încercăm, după modelul studiului din săptămânile acestea, privind la lucrurile vechi și la lucrurile noi, observând că slava nu măsoară numai înălțimea, ci și satisfacția și chiar volumul întregii lucrări. Când spunem că slava este a lui Dumnezeu, ne putem gândi la tot ceea ce este El și la ceea ce se întâmplă în jurul Lui. Slava originează în Dumnezeu, dar ea se răsfrânge peste toate lucrările sale și în mod special peste raporturile sale. Astfel Dumnezeu, creindu-ne pe noi după chipul și asemănarea sa și lucrând pentru mântuirea, pentru recuperarea noastră, și-a arătat slava într-un mod deosebit față de noi oamenii. De exemplu, privind în Vechiul Testament, în cartea Exod, la capitolul 34, sesizând pe Moise, cel care intra în părtășie specială cu Domnul, observăm cât de amprentat era de slava lui Dumnezeu. Deci cu cât cineva este mai aproape de Dumnezeu, cu atât evidența slavei este mai marcantă. Exod 34, citesc de la versetul 29. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aron și toți fiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Deci din reflectarea divină a fost și el poleit, aș spune, așa încât a fost nevoie să își pună o mihramă pe față până când intra iarăși să vorbească cu Domnul și apoi să reapară în fața oamenilor. Dacă n-ar fi purtat această mihramă, slava ar fi fost, am spune, mai evidentă și atunci intermedierea lui între Dumnezeu și oameni l-ar fi poziționat mai aproape de Dumnezeu, dar în același timp mai departe de oameni, ceea ce ei n-ar fi înțeles într-un mod suficient. Încă din introducere vreau să mai citesc din spusele lui David din cartea 1 Cronici 29, unde el a înțeles și declară la finalul vieții sale, în rugăciunea sa, adresându-se Domnului, recunoscând un adevăr despre slava sa, 29:11. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca o stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, adică nu este altă sursă. Să privim acum mai întâi la slava vechiului legământ și apoi în partea a doua la slava noului legământ. Amintindu-ne că omul a trăit cândva în comuniune cu Dumnezeu pentru scurt timp, Adam și Eva, dar de îndată ce a păcătuit, așa cum spune Pavel în Roman 3:23, toți cei ce au păcătuit sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și slava s-a retras. Totuși, având în vedere scopurile sale de recuperare a omenirii, de revelație, de descoperire în fața diferitelor generații, Dumnezeu nu i-a lipsit complet de slava sa, de arătarea sa, de frumusețile sale pe oameni. În perioada patriarhilor, Dumnezeu se arăta fie sub forma unor așa numite teofanii, adică prezentări a divinității sau a îngerilor în chip antropomorfic, ca și oamenii, pentru a fi văzuți și a se lua legătura în mod direct cu ei. Și încă din
Genesa, capitolul 16, întâlnim în cuvintele roabei lui Avram, o expresie care mai târziu este amplificată în cazul lui Moise, Genesa 16 cu 13. Ea a numit numele Domnului care vorbise: Tu ești Dumnezeu care mă vede, căci a zis ea: Cu adevărat, am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. După cum Moise mai târziu n-a avut posibilitatea decât să vadă spatele lui Dumnezeu, fața, măreția slavei, n-a putut fi văzută. Eventual a fost văzută prin viziuni, dar nu în mod real. Astfel întâlnim în cartea profetului Ezechiel, la capitolul 1, o imagine a acestei slave. Citesc de la versetul 26, pagina 804. Iată cum descrie profetul ceea ce el a văzut. Deasupra cerului care era peste capetele lor, a heruvimilor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Observați ce neclară era imaginea, datorită nu unei bezne, ci a măreției strălucirii și a incapacității lui de a putea penetra acea slavă. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lăstruită ca niște foc, înăuntru căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul urinichilor lui până sus și de la chipul urinichilor lui până jos. Am văzut că era un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. A fost mai ușor pentru oameni să recepționeze glasul decât să poată vedea și păstra imaginea slavei. Totuși, în Vechiul Testament, slava lui Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai și Moise a fost luat din mulțime, urcat. Într-un mod unic i s-a permis să vadă strălucirea divină. Să facem un scurt popas în cartea Exod, la capitolul 24, unde este scris de la versetul 16: Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai. De fapt, era o învăluire a acelei prezențe a îngerilor care erau un mandat divin. Și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Deci au văzut ei ceva, dar totul era doar flăcări, o lumină multicoloră, ceva ce nu putea fi pătruns. Apostolul Pavel, la rândul lui, face o mențiune în 2 Corinteni 3 despre imaginea slavei prezentată în fața copilul lui Israel pe muntele Sinai. Acea slavă care le-a fost permisă oamenilor să o vadă ca să fie conștienți de faptul că Dumnezeu intra în comuniune cu ei, că s-a apropiat de ei. 2 Corinteni 3 cu 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, în sensul că atunci a fost dată legea care îi condamna la moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Astfel a dispărut și imaginea pe muntele Sinai, a dispărut cu vremea și acel nor al prezenței divine de deasupra locașului sfânt, fața lui Moise și-a pierdut și ea această strălucire, căci totul era trecător. Mai târziu, în istoria evreilor, întâlnim slava templului, imaginea locației Emanuel, am numit-o eu, adică a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului, că Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Și unde este Dumnezeu, este și slava Lui. Iată câteva versete despre momentele de la inaugurarea templului, citesc din cartea 1 Regi, capitolul 8. Și vă rog să priviți prin imaginea ce ne-o permite mintea că acolo erau lucruri polite cu aur, obiecte sacre, pereți care sclipeau. Dar slava Domnului avea menirea să îngroape, să înghită această strălucire fizică. Ceea ce era înălțător la templu deasupra aurului era slava divină. Iată ce scrie aici așadar, 1 Împărați 8, citesc de la versetul 10. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Aceasta conferea casei cea mai mare valoare, prezența lui Dumnezeu. Și voi cita acum câteva referințe din Ezechiel pentru a vedea că la un moment dat slava Domnului s-a retras de acolo. Și profetul a văzut-o în punctele de retragere. Însă Dumnezeu avea un plan să revină cu slava sa în mijlocul poporului său, chiar dacă nu în templul acela fizic, dar să revină la poporul său, pentru că el nu-și părăsește moștenirea. Haideți să citim câteva versete așadar din cartea Ezechiel, mai întâi capitolul 10, versetul 4. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimii. Știți că prezența Domnului era deasupra chivotului, a capacului spășirii, pe care erau postați acei heruvimi, ca o imagine a slavei din cer, așa cum am citit în capitolul 1, că Dumnezeu în cer este așezat pe un car de heruvimi și învăluit în slavă. Și zice aici, deci profetul, slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi, lor le-au rămas obiectele sacre acolo, dar urmau să fie de acum fără valoare. Și s-a îndreptat spre pragul casei, spre ieșire, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei lui Dumnezeu, care era în mișcare, conform celor descrise în Ezechiel, într-o retragere. Iată ce scrie apoi aici de la versetul 19, slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvimi. Pe heruvimii aceia adevărați, nu pe aceia fizici, care erau o imagine a celor adevărați. Heruvimii și-au întins aripile, s-au înălțat de pe pământul sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului Israel era sus deasupra lor. Părăsea Domnul poporul său, așa cum le-a spus prin profeți, datorită atitudinilor respingătoare și faptelor vinovate. Toarceți o pagină și citim din 11 cu 23. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății, continuându-și retragerea. Dar iată apoi o făgăduință binecuvântată, așa cum vă citesc din capitolul 43 a aceleiași cărți, unde este descrisă o vedenie a noului Ierusalim, a noului templu. Slava Domnului reapare pe drumul de pe care se retrăsese, citim din 43:1, m-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit, pe unde plecase slava Domnului. Și iată că slava Dumnezeului Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urlet unor ape mari și pământul strălucea de slava lui.
Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o obosesem când venisem să nimicești cetatea. Și vedenile acestea semănau cu aceea pe care o obosesem lângă râul Chebar și am căzut cu fața la pământ. Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru și casa era plină de slava Domnului. Deci, făcând o scurtă recapitulare, așa după cum este scris că Duhul Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și că Dumnezeu privește din cerul să vadă ce fac toți fiii oamenilor, El căuta un loc unde să se așeze slava, unde să-și pună numele, unde să revină în mijlocul oamenilor. Pentru o vreme a coborât pe Sinai, la cort, la templu, dar s-a retras. Nu putea fi nimicit templu câtă vreme slava lui Dumnezeu ar fi fost în el. Întâi a plecat slava și apoi a fost distrusă cetatea. A fost o slavă trecătoare. Și la finalul primei părți a prezentării slavei vecului legământ vreau să amintesc două caracteristici. Slava în Vechiul Testament poartă o amprentă divină clară, dar ea este într-o mișcare, într-o modificare continuă. Ea este dovada planului veșnic al lui Dumnezeu. Este aceeași lucrare unitară. Dar nu este cea desăvârșită. În mod special în profeți, Dumnezeu a promis că slava sa nu se va pierde. Nu va împărți cu nimeni. Dumnezeu nu va abandona planul său de răscumpărare a omenirii. Să citim câteva versete din cartea profetului Isaia, să vedem aceste adevăruri prin făgăduințele date prin profeți. Mai întâi Isaia, capitolul 9, de la versetul 1. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară, o cară este opusul slavei. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Tot Isaia, citim capitolul 35. De la versetul 1. Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Nu-i vorba despre un parc în care să se adune flori sau despre o grădină botanică. E vorba despre lucrările lui Dumnezeu prin omenire, când va face să înflorească, să prindă viață, frumusețe, umanitatea, ceea ce va da ocazie ca slava Domnului să se descoperă, să se așeze. Tot din Isaia citim capitolul 40, versetul 5. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Și în finalul acestei cărți, cu multă încărcătură evanghelică, unde se vorbește foarte mult despre mântuire, scrie în capitolul 66 de la versetul 10. Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el. Toți cei ce-l iubiți, împărțiți și bucuria cu el acum toți cei ce l-ați plâns, ca să fiți săturați bând laptele mânghierilor lui, ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei Lui. Dar Ierusalimul ce va fi umplut de slavă, nu Ierusalimul acel care știm noi din istoria biblică sau din realitatea geografică actuală. Așa cum spunea Pavel în Galateni 4, Ierusalimul de jos e în robie, cel de sus
este împlinirea desăvârșită a slavei. Și mai adaug din cartea Hagai la capitolul 2 o referință care arată că slava lui Dumnezeu nu era accentuată, ajutată de aurul templului, deși aurul avea și el un simbol. Amintiți-vă că Dumnezeu a spus lui David că n-a avut pretenția să se facă un templu. Slava lui nu neapărat ține de prospețimea, de vigoarea, de măreția fizică a lucrurilor. Când după întoarcerea din robie, evreii au reconstruit templul, n-au mai avut atâta aur. A fost o căsuță pe lângă palatul de dinainte. Și totuși Dumnezeu a zis, citesc din Hagai capitolul 2, versetul 3, cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi, templul lui Solomon? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Versetul 9, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi. Zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Se avea în vedere lucrarea noului legământ, care aparent, vom vedea noi imediat, părea lipsită de slavă în raport cu cea din Vechiul Testament, pentru că la Dumnezeu valorile sunt altfel. Aș spune că în vremea noastră, cei care nu înțeleg felul în care se arată slava nou legământ, confundă lucrurile cu Vechiul Legământ și vor lucruri care țin de o slavă arhitecturală, de un design de factură omenească. E drept că pentru Domnul trebuie să facem lucruri de valoare. Și tot în Hagai li s-a spus că nu-i corect ca ei să locuiască în case puse la punct și casa Domnului să nu fie zidită. Dar nu acestea dau valoarea. A fost în Vechiul Testament o valoare de factură fizică, dar ea n-avea altă valoare decât cea simbolică. Și o doua caracteristică de care ne izbim profund și în Noul Testament, de aceea am punctat-o, slava divină se manifestă numai în sfințire. Ori de câte ori se instalează păcatul, Dumnezeu se retrage cu slavă cu tot. El a spus clar că slava lui nu și-o dă idolilor. Ceea ce presupune din oficiu o stare de păcat. Tot din cartea profetului Isaia, despre raportul dintre slavă și sfințire, dintre măreția Domnului și neprihănire, vă citesc din capitolul 24, versetul 16, unde apare o strigare. De la marginile pământului auzim cântând, slavă celui neprihănit. Deci slava este numai pentru cel neprihănit. Tot Isaia, 46, versetul 13. Eu mi-apropii neprihănirea, nu este departe, și mântuirea mea nu va zăvovi. Eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Deci, înainte de a fi instalată slava, trebuie să se așeze neprihănirea, să se instaureze mântuirea. Amintiți-vă cum a dat nume o mamă fiului ei cu ocazia dispariției suportului slavei lui Dumnezeu. În cartea 1 Samuel, capitolul 4, versetele 20 și 21, este scris că Hofni și Fineas, după ce au comis imprudența de a scoate pe front chivotul Domnului, acesta a fost luat, ei au fost uciși, a murit și el în aceeași zi după cuvântul Domnului, și soția unuia dintre ei a strigat cu ocazia nașterii ei,
Icabod nu mai este slavă. Și așa a pus nume copilului. Dispăruse suportul. Dar slava Domnului n-a dispărut că dispăruse suportul. Dispăruse neprihănirea. Acolo era păcat. Slava Domnului oricum era retrasă. Imaginea lor mai o avea într-un contur ideologic, dar ireal, lipsit de substanță. Să pășim cu acestea fiind spuse la slava noului legământ și să observăm mai întâi slava întrupării și lucrării Domnului Hristos. El este numit de mai multe ori Domnul Slavei. El niciodată n-a fost lipsit de slavă. Nici când a fost în pântecele Mariei. Deși slava lui a cunoscut conotații diferite, cum se întâmplă și cu noi, el este modelul nostru. Vă amintiți ce au cântat îngerii și ce imagine a fost prezentă cu ocazia nașterii sale din Betleem? Luca, capitolul 2, versetul 9. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Venise Domnul Slavei și s-a cântat slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Apostolul Ioan, la rândul lui, ca unul care a înțeles în ce fel purta Domnul Iisus slavă chiar când era unul dintre ei. Gândiți-vă, era copil. Apoi s-a dus la Ioan și a fost botezat. Și s-a profețit despre el, dacă te uitai doar la partea fizică, că n-avea nimic atrăgător. Unde-i slava? Fiul tâmplarului. Și totuși, zice Ioan în Evanghelia sa 1 cu 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui. O slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Deci prin originea sa avea slavă. Cum să n-aibă slavă, că era Sfântul Sfinților și unii sfințenie este și slavă. Dar era o slavă prin identitatea sa, nu prin forma sa, prin ceea ce era sesizabil. Era o slavă prin lucrările sale. Întoarceți la capitolul 2 cu 11, unde scrie despre minunea din Cana. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Lucrările lui făceau să fie evidentă slava care o avea. Și rămânând pe aproape, întoarcem o foaie enormă la Luca 24, chiar două pagini, de la versetul 24, unde Domnul pune o întrebare în timp ce le explica, le tâlmăcea scripturile celor doi în drum spre Emaus. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Ba da! Iar scriitorul Epistolei către Evrei, în capitolul 3, la versetul 3, arată că slava Domnului Iisus era dată și de ceea ce făcuse El până atunci. Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. El era creatorul, apoi ziditorul bisericii sale pe care au promis că o va instaura, o va înălța ca un edificiu veșnic. Deci să prindem ideea aceasta, chiar în trupul uman, Domnul Iisus Hristos era întipărirea slavei lui Dumnezeu. El avea trup de om, dar slava era în el, nu era afectat de păcat, lucrările îl dovedeau, identitatea sa o proclama. Dar nu toți și-au dat seama de slava ce era în el. Este adevărat că Domnul Hristos, când s-a întrupat, și-a lăsat în velișul de slavă în cer. El l-a reprimit
când s-a întors în cer. Însă, acel moment de la schimbarea la față arată din plin că în orice moment putea să se învăluiască în slavă. Numai că s-a descoperit așa ca să fie accesibil oamenilor, să fie părtaș la întreaga noastră trăire, să aibă aceeași natură ca a noastră, evident, separat de păcat. Acolo, pe muntele Tabor, și Moise și Ilie erau toți trei în strălucire. Însă când ședința aceea, când părtășia lor s-a finalizat, Petru și ceilalți doi s-au uitat și nu era decât Domnul Iisus. Aparent iarăși lipsit de slavă. Slava se retrăsese la dimensiunea sa umană. Haideți să îl ascultăm pe Domnul Iisus care discuta cu Tatăl în rugăciunea sa din Ioan 17 cu referire la slavă. Iată ce scrie aici de la versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Și apoi versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeirea lumii. Noi n-am apucat să vedem slava aceea dinainte de întemeirea lumii, numai îngerii, dar o vom vedea, o slavă chiar mai mare, pentru că El a mai fost îmbogățit cu slavă prin titlul de mântuitor ce și l-a dobândit prin răscumpărarea noastră. Să citim despre aceasta în Evrei 2, unde scrie tot despre slava Domnului Hristos pe care El deja o are, pe care o vom vedea și noi, cum a dorit El, Evrei 2 de la versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, aparent, fizic vorbind, a fost mai puțin slăvit decât îngerii, avea un trup uman inferior lor. Adică pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, slăvit să fie Domnul. Că a venit să trăiască în condiția noastră de ocară, abandonându-și slava, golindu-se de sine, ca apoi să se întoarcă după ce a luat robia roabă și a dat darul oamenilor spre Dumnezeu Tatăl, cu slava care o merită pe deplin. Aceasta a fost taina slavei lui Dumnezeu, așa cum este numită în 1 Timotei, capitolul 3, taina evlaviei, versetul 16. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Așa că, pe drept, vom putea să ne atașăm și noi oștirii cerești, așa cum scrie în Apocalipsa 5 și 7, și să spunem al Dumnezeu Tatăl și a Mielului să fie slava, cinstea, stăpânirile și toate ceea ce li se cuvin în mod desăvârșit. Amin. Privind în noul legământ, sesizăm și slava Duhului, care e numit Duhul Slavei. În 1 Petru 4 cu 14, așa îl numește apostolul, pe Duhul trimis în biserică. În ce fel Duhul a adus o slavă? Există o slavă a lucrărilor divine care se manifestă în biserică. Slava lui Dumnezeu în biserică nu-i dată de capacitatea umană, ci de frumusețea lucrărilor Duhului Sfânt. Astea sunt cu slavă.
Iată ce citim din 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 7. Aici nu înțeleg oamenii veniți din religiile tradiționale. Când are în față un preot sau vreo altă față bisericească, care are chiar și anumite aurituri și obiecte cultice, se socotește că este o aură divină, adevărata slavă nu este dată de obiecte sau de lucruri de natură fizică materială, ci de Duhul slavei. Astfel putem să avem poate un predicator, știu eu, dintr-un mediu rural și dintr-o condiție socială foarte modestă, sau o femeie, mai sunt încă din cei mai în vârstă, care n-au apucat decât câteva clase să facă, sau poate în mod autodidact au învățat și ei să citească. Și dacă se manifestă prin ei lucrările lui Dumnezeu, efectiv, în ființa lor există o slavă. Te minunezi ascultând, fiind martor la acea lucrare divină, care merită a fi apreciată nu prin ceea ce este persoana, ci prin ceea ce a pus Dumnezeu în acea ființă. Iată ce scrie, vă citesc acum din 2 Corinteni 3, de la versetul 8. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului, adică ceea ce facem noi prin Duhul în biserică? Dacă slujba aducătoare de osândă a Vechiului Testament a fost slăvită și preotul era îmbrăcat în mod special și lucrurile erau polite cu aur și era o prezență a unui nor divin sau unui stâl de foc, scrie mai departe aici, de la versetul 14. Dar evreii ei au rămas greu la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Deci, este ascunsă slava, adică adevărata realitatea lui Dumnezeu și ei nu o văd. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. Adică ce slobozenie? Să ai acces la Dumnezeu, să-L vezi, să-I admiri slava. Noi toți privim cu fața descoperită, nu mai avem ecranul acela protector în față. Ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Deci pe măsură ce Duhul Dumnezeu lucrează în noi prin lucrările sale, noi dobândim slavă. Se topește zgura din noi și aurul iese în evidență. Poleirea este pe dinăuntru, o slavă interioară. Iată ce scrie tot aici în capitolul 4, de la versetul 4. Pentru unii, datorită minților necredincioase, pe care a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Unde-i slava? În Scriptură, când o deschizi și ți se luminează. Nu mai vezi o imagine cu heruvim și cu altare. Vezi chipul lui Dumnezeu prin credință. Dar totul este la nivelul Duhului minții. Iată ce scrie și versetul 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Deci o slavă a cunoștinței, a unei cunoștințe a minții noastre, a percepției noastre spirituale. Versetul 7 arată aceeași idee. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni, să ne umplă Dumnezeu cu slava Lui Duhul nostru. Dacă așa se va întâmpla, atunci nu va fi greu să ne dea Dumnezeu imagini prin Duhul, ca lui Ștefan să vedem slava Lui Dumnezeu,
să efectueze diverse lucrări prin noi și să ne pună în slujba Lui. Poate ar vrea unii să vadă slava lui Dumnezeu când se roagă în adunare sau în mod particular, să aibă o viziune precum profeții. Mai întâi slava aceasta trebuie să intre în mintea noastră, curățindu-ne interiorul, luminându-ne viața, pentru ca apoi să se poată manifesta și în exterior. Iată ce spunea apostolul Pavel despre sine, care în momentul chemării a avut parte de o imagine a slavei ceva asemănător cu cele din Vechiul Testament. A rezistat la ea. Cu ce s-a ales? S-a speriat, s-a blocat și a fost nevoie să intre slava în el pe o altă undă. Când Anania și-a pus mâinile peste el și a venit Duhul Sfânt în viața lui și apoi vorbește el atât de mult în epistolele sale despre slava aceasta interioară. Iată ce scrie el copilului său preiubit Timotei, 1 epistolă, capitolul 1, de la versetul 11. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie, o Evanghelia slavei, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui să fiu un propovăduitor al slavei. De aceea el se ruga, citim din cuvintele lui Efeseni capitolul 1, ca și credincioșii din biserii să înțeleagă felul în care se arată slava în Noul Testament. Efeseni 1 cu 17 și 18. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării noastre, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și acum mă întreb, avem noi slava aceasta în noi, care a avut-o și Domnul Iisus într-un mod ascuns? Iată ceea ce scrie în Coloseni capitolul 3, unde suntem identificați atât de profund cu Domnul Hristos, prin prisma slavei despre care noi vorbim. Poate uneori ni s-ar părea mai grozav dacă ar fi o strălucire să sclipească pereții bisericii. Dar dacă nu sclipesc inimile și mințile noastre și dacă focul lui Dumnezeu nu e înăuntru, degeaba ar fi limbi de foc peste capetele noastre. Ele au rămas puțin acolo, focul s-a coborât înăuntru. Acolo trebuie să fie slava lui Dumnezeu. Coloseni 3, de la versetul 1. Astfel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos s-a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Momentul acesta, evident, va fi la revenirea Domnului, la înviere, la răpire. De aceea, același apostol Pavel scria în Coloseni, în Efeseni 5 cu 27, că biserica trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură și în felul acesta va fi slăvită. Și un ultim aspect al slavei Noului Testament, Noului Legământ, slava împărăției veșnice. Deci în Vechiul Testament a fost o slavă simbolică. S-au prins niște beculețe, să li se arate și lor o imagine slabă, dar adevărată în sensul a ceea ce avea să fie. În Noul Testament, în vremea noastră, ca și în cazul Domnului Hristos, Duhul Dumnezeu dezvoltă în noi o slavă ascunsă. Ea se vede prin lucrările sale. E punctul cel mai vizibil al slavei lui Dumnezeu, când face Dumnezeu câte o minune prin Duhul, când își desfășoară lucrările sale. Dar plinătatea slavei va fi la înviere, când vom avea trup de slavă. Ceea ce este muritor, ceea ce este de ocară, va dispare.
sau mai corect spus, cum zicea Apostolul Pavel, va fi înghițit ce înțelege despre asta. Rămâne de văzut că Apostolul Ioan spunea că ce vom fi nu s-a arătat încă. Deci exact ce și cum se va petrece rămâne o surpriză plăcută ce ne va face Dumnezeu. Iată cum scria Apostolul 1 Corinteni 15 despre slava ce o vom avea la înviere. Citesc de la versetul 42. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară. Vezi câte un om bătrân, epuizat, stors de boală, poate cu organe mistuite, de atrofiate, și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Atunci ne va inunda slava. Așa cum scrie și Petru în întâia sa epistolă, citim versetul 7. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Iată, dragii mei, că cei care trec prin mai multe încercări vor avea slavă mai mare. Dar se vede acum slava? Câtă slavă s-a văzut în Iov când era pe o grămadă de gunoi și plin de bube? Și totuși, aceste încercări cântăresc tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Se lucrează la cununa noastră. Scriptura spune că vom diferi în arătarea noastră ca stelele. Dar de aici se dictează strălucirea acelei slave. Acolo doar se va materializa. În interior va fi aceea slavă. Titlul ce l-a avut Apostolul Pavel aici, în raport cu alții, va fi identic, evident, cu răsplătirea de rigoare, dincolo. El vorbește despre cunună, ce va primi aici, a muncit și și-a dobândit-o. Dar slava împărăției viitoare nu va fi dată numai de arătarea noastră, de felul în care vom fi împodobiți, ci de prezența noastră înaintea lui Dumnezeu, de slujirea în slava cerească. Asta nu poate fi comparată nici cu o viață de palat, nici cu vremea lui Solomon, în care și tacâmurile erau de aur, unde și pereții sclipeau. Slava cerească va fi mult mai măreață. Să citim din cartea 1 Petru, mai întâi de la capitolul 5, versetele 10 și 11, apoi vom citi și din Apocalipsa. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat prin Hristos Hristos la slava sa veșnică. Deci asta e chemarea noastră, să fim duși în glorie, în strălucire. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și Apocalipsa, capitolul 21, notează de la versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Vedeți că cetatea va avea aceea strălucire cum a fost văzut în Vechiul Testament, în Ezechiel 1, tronul lui Dumnezeu? Că vom fi ca El. Citeți și versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Prin expresia Dumnezeu va fi totul în toți, se poate înțelege și că slava lui Dumnezeu îi va cuprinde pe toți. Și ceea ce va emana din el nu va mai fi reținut de o mărâmă și se va extinde peste toate ființele din prezența lui. Iată și versetul 24. Neamurile vor umbla în lumina ei, a slavei lui Dumnezeu, a făcliei, a mielului.
și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu mai va fi noapte. În ea se va aduce slava și cinstea neamurilor. Adică fiecare va fi premiat, cum spun și alte referințe scripturale, și Dumnezeu își va deschide, a spune, întreaga inimă și capacitate, revărsând-o peste ființele cu care va fi în cer. Și în încheiere, două mențiuni scurte, slava Vechiului Testament a fost o dezvăluire, dar foarte limitată. Și ideea aceasta se poate extrage din cererea lui Moise, din cartea Exod la capitolul 33, când a zis, Doamne, arată-mi slava Ta. Nimeni n-a văzut slava lui Dumnezeu cât Moise, din Vechiul Testament. Și totuși, lui Moise a fost îngăduit să vadă atât de puțin. În raport cu ceea ce este Dumnezeu, în raport cu ceea ce vom avea în cer, Exod 33, versetul 18, Moise a zis, arată-mi slava Ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului de-a Ta. Apoi versetul 20, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu se poate omul să mă vadă și să trăiască. Datorită faptului că ispășirea nu avusese loc și mântuirea nu se efectuase în plinătate. Slava noului legământ are două coordonate, cea de acum, o slavă spirituală ascunsă, și cea viitoare, o slavă deplină. Așa au crezut apostolii, așa ne-a scris. Eu citesc din Filipeni 3, unde Pavel zice, de la versetul 20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Iată că Biblia nu uită să facă mențiunea, nu doar că vom avea trupuri veșnice, trupuri de slavă, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Și ultima referință, Romani 8. Așa că mulțumiți-vă, frați și surori, cu ideea că îmbătrâniți, cărunțiți, cum zice versul, mușchii, dinții cad și părul cade, mușchii tremură, slăbesc, moartea și îmbătrânirea zi de zi ne urmăresc. Trupul acesta nu-i de slavă, iar doar așa să ne poarte pentru o vreme. Și scrie aici, în Romani 8, de la versetul 19, firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firului lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, întreaga natură, deci nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă. Că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să fim copiii Lui, ca în ziua aceea să ajungem la slava ce ne-a pregătit-o. Amin.